de luni până joi. Dragilor, am revenit aici în platou la Ziua Bună și după cum vedeți, dansatorii aceștia frumos s-au schimbat, dar nu vă divulg, încă nu vă spun despre ce este vorba, ce vor dansa, ci vreau să-i dau ocazia lui Teo să ne vorbească despre dovleacul ei minunat, în pași de dans, dacă se poate. Pe mine nu mă duce capul așa mult să dansez, de-aia las pe ei. Vreau să vă mulțumesc, mi-ați încântat ziua, mi-ați făcut pielea de găină, mi-a venit să plâng foarte, foarte frumos. Eu nu vă țin mult, 2 minute maxim pe ceas. 2 minute mi-ajung pentru că în 2 minute, am spus de 5 ori 2 minute într-un sfert de secundă, pot spune ce nu pot spune alții. Știți, care se consideră foarte inteligența aici în platou, dar nu acoperă în 10 minute, ci acoperă eu în 2. Astea fiind spuse, am tăiat dovleacul, l-am scobit după cum vă spuneam, l-am curățat, am separat semințele, am avut timp chiar și de asta, Cristina, în timp ce tu ai vorbit. Le-am spălat un pic sub apă rece, le-am pus în tavă. Dacă este tavă, dacă nu este tavă teflonată ca și aceasta, este nevoie să puneți hârtie de copt. Dacă tava nu se lipește, nu e nevoie și toate astea merg la cuptor. Și dovleacul și semințele. Hai repede, ai, dar repede să dăm aici ce se întâmplă. Punem semințele, punem dovleacul. Așa, și m-am întors rapid aici să vă arăt cum stăm cu umplutura. La umplutură încingem uleiul de măsline, în care o să călim ceapa și usturoiul vreo 2 minute, așa, apoi adaug oțetul și sucul de mere și las totul pe foc până lichidul e aproape evaporat. Asta înseamnă cam 3-4 minute. Apoi amestecul ăsta o să-l torn peste orez, adaug restul ingredientelor și amestec și vă aștept când suntem gata să umplem dovleacul, da? Da, am înțeles, să trăiți. Cred că au înțeles și invitații mei. Însă nu cred că aveți foarte mult timp de gătit, pentru că în calitate de tineri profesioniști trebuie să vă antrenați și să mergeți și la școală. Dar eu sunt foarte curioasă pentru că sunt mulți sportivi care spun că dacă vreau să fiu profesionist, nu mai am nevoie de școală. Eu consider că trebuie și școala. Da. Deci mie este important. Și credeți că puteți să faceți practic 2 meserii la fel de bine? Și cea de antrenor și cea de... Nu știu, în cazul tău, dacă poate dai la medicină sau cine știe. Până acum eu am reușit să mențin și școala și dansul la nivelul meu maxim, deci am încercat tot posibilul să fie bine și consider că și în viitor va merge bine. Care sunt sacrificiile pe care le-ați făcut până acum astfel încât să ajungeți în top? Păi, în primul rând, timpul liber. Nu avem la fel de mult timp liber cum au alți adolescenți sau alți copii pe vremea când eram copii. Da, munca este foarte serioasă și este foarte grea. Transpirăm foarte mult, suferim foarte mult, ne doare foarte mult, dar o facem pentru țelul nostru și pentru ce e mai bine pentru noi. Tot timpul așa am gândit. Dar aveți anumite regrete? Că nu apucați să vă vedeți prietenii? Nu. Când sunteți, cum este când sunteți la antrenamente? Vă încărcați cu energie sau plecați acasă mai obosiți? Asta depinde. De obicei când venim la antrenament, bine, când facem forță fizică, când facem un antrenament de forță fizică, de pregătire fizică, mergem acasă, spre pat, fără energie. Când venim la, de obicei când suntem singuri și mergem la antrenament și facem de 2 ore de antrenament, câteodată ne încărcăm și pozitiv, câteodată. De obicei ne încărcăm și pozitiv din cauza antrenamentului și parcă ziua ni se schimbă când intrăm în sală și când ieșim din ea. Ați avut momente în care v-ați simțit epuizați? De exemplu, după campionatul mondial. Ați simțit că nu mai puteți, gata, nu mai pot? Da, pentru că psihicul nostru a fost pregătit până la campionatul mondial. Tot timpul, cum ar veni asta, era țelul nostru. Și până așa ne-am pregătit și psihicul și fizicul. Pentru data asta, data de 21 septembrie. Și după, așa un pic a fost greu. Ne-am răcit amândoi, chiar după campionatul mondial, la 2 zile de la campionatul, după campionatul mondial, ne-am răcit amândoi, în aceea zi ne-am răcit și cred că aceeași boală, același virus l-am prins. Probabil că din cauza asta că am ieșit din stres și corpul începe să reacționeze altfel. Aveți un model în dans? Pe cineva? Pentru mine, de la antrenorii noștri, care sunt campioni mondiali la profesioniști, este vorba despre Domenico Soale și Gioia Cerasoli. Ei sunt idealii mei și stilul lor îmi place foarte, foarte mult.
Ce ați învățat sau ce ai învățat tu, Ester, de la antrenorii tăi, în afară de pașii de dans? Am învățat bucuria, munca în sală, cum să ne ajutăm unul pe celălalt, cum să trăim împreună. Te face dansul mai ambițios, îți dezvoltă alte calități care să-ți fie folositoare și în alte domenii, în viața de zi cu zi? Dansul trebuie luat ca un stil de viață. Și pentru mine cel puțin și 100% și pentru Ester și pentru mulți dansatori din lumea aceasta este un stil de viață, este un mod de a trăi, pentru că toată viața o trăiesc în lumea asta. Și este un mod foarte frumos, pentru că înveți cum să te porți cu o fată, înveți cum să vorbești, cum să fii sensibil. Ei, aici îmi place că ai atins un subiect foarte sensibil. Băieții și sensibilitatea. Sunt, da, Banto? Dar, dragii mei copii, una singură întrebare. Ce mănânci voi să rămână așa în formă? Mâncare, numai mâncare este în cap. Și de ce întreb? Pentru că carne. Teo este bucătreasca mea. Face tot pentru mine. Și eu rămân așa în formă. Dar ce mănânci voi? Păi, de obicei mâncăm... Eu cred că nu mănânci orice. De ce te uiți în ochii mei? Vrei să spui că o să mănânci ce gătesc eu? Recunoaște. Ester, tu nu mai chicotii acolo în spate, că și tu abia aștept să mănânci. Vă place dovleacul cu copt? Da. Cred că mint acum. Eu am impresia că le e frică de mine. Pentru că voi face... Mai văzut cu cuțite mari și... Faci sport de performanță, așa? Da. Și atunci cred eu că nu-i voi să mănânci orice. Pentru că uite corpul tău. Perfect. Dar uite corpul meu. Corpul tău ești pregătit pentru dans. Exact. Cred că dacă se îngrași un pic mai mult, cred că deja nu e bine. Exact, exact. Bun, atunci trebuie să mănânci sănătos. Dar spune mie ce? Care e mâncarea, de exemplu, regimul sau? Nu, sincer, nu ținem un regim complet pentru dans. Pentru că noi ardem și foarte multe calorii și noi doi cred că suntem făcuți așa de la mamele noastre că nu ne putem îngrășa oricât am mâncat. Da, să că vă ajung pe voi 30 de ani, vedea-vă așa atunci. Probabil că atunci o să trebuiască să avem mai mare grijă la exact, ce o să mâncăm. Schimbare, chiar se așa spune, când ajunge la 30 de ani, ajunge la schimbarea de metabolism. Da. Metabolismul despre a se accelera. Metabolismul nostru e foarte bun. Da. Bravo, dar felicitare. Mulțumim mult. M-ați întrerupt și vreau să discut un subiect foarte interesant cu Vlad, și anume... Dansul în club, când mergi în club și te-a pus să dansezi, evident că se vede că ești dansator, ai priză mai mare la fete, cucerești fetele cu dansul tău, te folosești. Nu pot să zic că nu ajută chestia asta, dar nu e vorba doar de chestia asta. Dansul îți construiește, dacă lucrezi bineînțeles cu cine trebuie, construiește o atitudine. Deci, cum am spus mai devreme, e un mod de viață, nu e doar un sport. Este mai mult artă decât sport. Ce faceți, nu știu, peste 10 ani? Vă vedeți împreună dansând sau antrenând? Asta numai timpul poate să spun. Pentru că în orice moment se poate schimba absolut orice. Noi, eu cel puțin vreau să rămân în echipa asta și să mergem așa mai departe, pentru că avem mult de muncit și avem mult de câștigat. Dar iubiți aveți? Ester, ai un iubit? Eu nu am. Și tu, Vlad, ai o iubită? Da. Și iubita este, nu știu, mai vine pe la antrenamente să tragă așa cu ochii, este geloasă, având în vedere că dansați împreună, vor stați împreună așa de mult timp. Nu cred că are probleme în chestiunea asta. Înseamnă că ești norocos. Dragilor, eu vă mulțumesc tare mult. Ester, văd că te-ai invitația. Schimbat într-o rochie mai neagră, senzuală, pentru un tango. Da. Este un dans mai energic și... Există anumite elemente ale tangoului, definitorii? Sunt elemente mai agresive, fiindcă tango este un dans așa mai caracter, mai tare, mai dur. Și eu m-am îmbrăcat în negru. Asta este o rochie de antrenament, nu de concurs. Și vreau să vă prezint și cum ne îmbrăcăm la antrenamentele noastre. Foarte frumos. Teo, draga mea, tu încerci un tango argentinian? Teo începe tangoul amestecurilor pentru că dacă o să-mi găsesc și mânușa care este aici, o să pot să trag de pe foc reducția de ceapă și o să o pun peste orez pe care îl amestec frumușel și cu restul ingredientelor, adică ouăle, muștarul, salvia, nucia, salvia, Teodora, vai de capul tău,
Asta din cauza ta, vezi? Deci eu cred, eu sunt sigură că în toate pauzele pe care le avem, când ea zice că merge să-și retușeze machiajul, cred că mă bagă și mă... în toate felurile, că după aceea vine și se comportă normal, dar culmea că eu numai bâlbe fac. Deci ceva se întâmplă, vă spun eu, are ceva, o păpușă grăsuță care seamănă cu mine și pe care o maltratează. Te o să știi că nu mă ocup nici de voodoo și nici cu energii negative, pentru că nu vreau să mi se întoarcă aceleași energii negative înapoi, așa că eu doresc binele tuturor. Și ție îți dorește toată lumea tot binele din lume, crede-mă. Eu amestec aici frumos. Cu siguranță. O să pun și sare și piper și cu asta o să umplu dovleacul. Între timp am dat și cuptorul un pic mai tare ca să fim siguri că se termină în emisiunea asta și putem să ne hrănim campionii. Ia să vedem noi. Asta se toarnă în dovleac, oarecum să stau să și vedeți. O să ajute foarte tare compoziția să se lege. Deci cam așa facem. Mă bucur că nu mi-am luat o linguriță de bebeluș ca să dureze vreo 3 ceasuri operațiunea asta, dar v-ați prins voi. Cam așa se face. După ce o să torn toată asta aici, o să o și apăs bine cu lingura ca să se prindă cât mai bine și deasupra pun cașcaval ras. Dau totul din nou la cuptor vreo 30-40 de minute sau până dovleacul e bine copt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că furculița intră ușor în dovleac și umplutura o să vedem că e rumenită și foarte bine legată. Da, draga mea, Teo. Da, dragă. Poate să fie și niște bucătică de carne acolo? Bucătică de carne? Da. Hai să punem și bucătică de carne. Da, ce vrei? Nu, serios, pe bune. Înainte să scăpăm lucrurile de sub control, vreau să invit pe dragii noștri dansatori să ne danseze un tango. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici alături de noi. Vă doresc mult succes pe mai departe, pentru mulțumim că aveți nevoie mult. De multă susținere și recunoaștere în ceea ce faceți, pentru că dansul sportiv este într-adevăr un sport foarte frumos. Așadar, haideți să vedem o demonstrație de tango. Tango ca la carte, de la doi dansatori care sunt campioni mondiali, campion mondial și ne reprezintă țara. Ați văzut și o demonstrație de tango, o demonstrație ca la carte, cu multă energie. Sper că sunteți veseli și vioi. Ieșim într-o pauză de publicitate să ne liniștim puțin. Mulțumim și revenim cu niște mâncăruri foarte alese din țara soarelui răsare. Haideți să vedem ce urmează, dar după o scurtă pauză de publicitate. La ziua bună, vedeți cum se face un sushi adevărat, preparat de japonezul Naofumi. Tot la ziua bună avem și ultima invenție a lui Dan Roșu, Trotineto. Rămâneți cu noi! De luni până joi!